Gata, am ajuns în casă. Hai să mai fac un live. Se pare că e ziua de live-uri propice. Și aici e morcoviață. Ești obosit? Te-ai jucat afară dimineața? Da? Bun. În primul rând, deoarece simt foarte puternic energiile inconștientului colectiv, simt foarte multă tristețe, disperare, frustrare, simt și aud vocele sufletelor în suferință. Energiile sunt foarte dense, iar toți cei care lucrați cu voi, care ați ajuns la un anumit nivel de conștientizare și știu că toți cei din acest grup sunt pe nivele superioare de conștiință, aș dori să vă rog să trimiteți sfere informaționale de lumină pură, inconștient câmpului colectiv, câmpul al conștiinței colective a tuturor sufletelor încarnate pe această linie temporală. Să trimitem sfere de lumină pură inconștientului colectiv. Celor care încă sunt amorțiți, cei care se simt pierduți, cei care plâng, care suferă, care sunt în disperare, să trimitem sfere informaționale de lumină pură. Pentru a le aduce o mângâiere și lumina conștientizării, astfel încât, la un moment dat, să se trezească și ei, și aceste suflete. E morcoveață? Da? Ești de acord? Ești de acord? Așa. Și acum vreau să vă arăt o schemă, să vă cum întorc invers, cam rudimentară, da, despre ceea ce vă ziceam, da, sursa, omniprezentă, omnipotentă și infinită. Ce înseamnă omniprezentă? Că este prezentă peste tot, da? Omnipotentă, că este atotputernică și este și infinită, da? Deci sursa este peste tot, chiar și în acest moment de unde vorbim, chiar și de pe aceste frecvențe 3D, atomii sursei sunt prezenți peste tot. Dacă noi ne ajustăm frecvențele, putem accesa oricând lumina sursei, frecvențele sursei, da? Iar spiritul, ca o emanație a sursei, spirit care este neutru, ca și sursa, da? Și este lumină pură din sursă, își creează un suflet pentru experimentare, da? Emoțională. Acest suflet își trimite extensii pe mai multe linii temporale pentru a putea experimenta rapid,
pentru a avea parte de experiențe diverse, în același timp, își trimite extensii. Aceste extensii se încarnează. Da? Se încarnează. Își poate trimite extensii, să zicem, am găsit în sesiuni, extensii ale acelui suflet pe aceeași linie temporală, dar în țări diferite. Numărul de extensii pe care sufletul și le trimite depinde de gradul lui de evoluție. Un suflet evoluat nu își va crea prea multe extensii. Poate doar una sau două, maxim. Un suflet care este la început de drum, ca să-i zic așa, acest drum al experimentării, își creează mai multe extensii, are mai multe extensii. Pentru a putea beneficia de o gamă mai variată de experiențe pe care le oferă încarnarea. Da? Iar în momentul în care o extensie a sufletului vine să se încarneze într-un plan de frecvențe joase, legătura cu spiritul și sursa este foarte, foarte slabă, se slăbește, nu este foarte puternică. Și chiar poate interveni uitarea sau deconectarea totală de la spirit, deci de la sursă. Dar, de fapt, energiile sursei sunt tot timpul. Tot timpul în preajma lui, în preajma sufletului. Important este să își ajusteze frecvențele, să își amintească. Oricând le poate accesa, oricând se poate recrea legătura cu spiritul și sursa. Bun. Deci, când un anumit aspect al sufletului își finalizează o anumită experiență pe o anumită linie temporală, asta înseamnă că moare, da? Pe acea linie temporală, se întoarce la aspectul cel mai puternic, cel mai conștient, da? Această parte sufletească se întoarce la partea sufletească cea mai puternică, acolo unde se simte atras, cel mai puternic. Dar este necesar, când are loc integrarea, să fie făcută vindecarea acelei părți sufletești pentru a se putea integra frumos, da? Și corect și fără interferări. Bun, deci când toate aspectele sufletului își finalizează experiențele pe care spiritul, da, care este unic pentru toate aspectele, pentru toate extensiile sufletului, se reunesc toate, se unesc cu spiritul și se reîntorc în sursă, în câmpul sursei. Sau, cum am zis, pe planetele lor de origine, pe planetele de unde și-au început călătoria, depinde. E foarte complex acest proces și este foarte greu de explicat în cuvinte 3D. Foarte greu. Cam asta vreau să vă arăt, da? În legătură cu, pentru că se creează, există foarte multă confuzie despre aceste linii temporale. Adică eu, da, să dau un exemplu, de pe această linie temporală, doar ce am avut ieri o conversație cu Camelia, și deoarece a ajuns la niște conștientizări, zice, eu aleg să îmi schimb linia temporală. Și am explicat, nu schimb linia temporală, suntem pe aceeași linie temporală, da? Pentru că nu-ți schimbi înfățișarea, nu-ți schimbi, ești tot tu, dar alegi conștient alt comportament, alegi conștient să reacționezi altfel, da? Decât
modul automat pe care ai funcționat atât de mulți ani sau poate vieți. Da? Nu e vorba că ne schimbăm. Dacă cine zice că, să zic, da, îmi schimb linia temporală, păi atunci înseamnă că eu trebuie să părăsesc această linie temporală. Dacă doresc să mă mut definitiv pe o altă linie temporală, înseamnă că trebuie să părăsesc acest corp fizic. În conștiință, da, temporar ne putem muta, da? În visele noastre lucide mergem, ne vizităm alte părți sufletești. Însă ne reîntoarcem pe această linie temporală. Nu ne părăsim corpul fizic. Pentru că avem de finalizat ceva aici. Elena, este atât de greu de exprimat în cuvinte umane aceste concepte. Da, pentru că și am citit în care se zicea o schimbă linia temporală și păi, ei nu știu ce zic, da? Adică dacă schimbi linia temporală definitiv, înseamnă că trebuie să ieși din acest corp. Îți părăsești experiența de pe această linie temporală. Ca să te muți pe altă linie temporală. Nu. Îți schimb, așa cum am mai zis, realitatea noastră este o sumă de decizii pe care le luăm în fiecare moment. Nu-mi schimb linia temporală, da? Pentru că suntem pe aceeași linie temporală sub influența acelorași evenimente la care este necesar să facem față. Important este să creștem pe această linie temporală așa cum este, da? Cu toate aceste evenimente care ne pot speria, poate ne creează repulsie, frică, teamă, groază. De aici vom ieși foarte, foarte puternici, da? Cei care lucrează cu ei, foarte puternici vom ieși. Credeți-mă, este foarte importantă această linie temporală și aceste evenimente pe care le trăim. Important este cum trecem, da? Sunt provocări, cum trecem prin aceste provocări. Adică să trecem și să ieșim și mai puternici decât am venit inițial. Da? Deci, cu privire la liniile temporale, cine vrea să părăsească această linie temporală, să se mute pe alta, își va părăsi trupul fizic. Clar. Da? Îți poți modifica realitatea înconjurătoare care rămâne aceeași, da? Cu aceleași, să zicem, persoane, situații, dar tu modificându-ți percepțiile, modificându-ți comportamentul, modificându-ți modul de gândire, ieșind de pe pilotul automat și intrând pe puterea personală, pe control, controlul a ceea ce ești tu, ca suflet, minte, spirit, ai să vezi modificări în realitatea exterioară. Cum cei cu care aveai probleme nu mai sunt atât de agresivi, își modifică și ei comportamentul față de tine. Cum atmosfera din jurul tău se modifică, da? Nu mai este atât de ostilă. Cum poate începi să primești anumite cadouri, anumite atenții de la persoane la care nu te-ai fi așteptat, da? Și am feedback-uri de la persoane care mi-au zis că li se întâmplă acest lucru, da? Nu este vorba de că ai schimbat linia temporală, nu. Ai modificat frecvențele realității tale. Modificându-ți tu frecvențele conștiinței, accesând informații din inconștientul tău, aducându-le în lumina conștiinței, ți-ai modificat vibrațiile, da? Ți le-ai ridicat și atunci se simte și în jurul tău și în realitatea ta exterioară. Se oglindește.
Iar dacă îmi face toți la fel, vă imaginați că atunci, într-adevăr, am schimbat la nivel colectiv realitatea noastră. Din acest motiv este necesar să fim uniți și să încetăm să mai arătăm cu degetul în afară către alții și să ne focusăm în interiorul nostru, unde este foarte mult de lucru. Nu te ajută afirmațiile, da, sau declarațiile făcute de alții, doar să le spui ca un papagal, doar la nivel mental, dacă tu nu le simți. Este necesar să simți, da, ceea ce declari. Acele afirmații, să zicem, acea tehnică Ho'oponopono, pe care am practicat-o și eu cu ani în urmă și nu simțeam nimic. Pentru că dacă zici te iubesc, te iert, mă iert, nu știu ce, dar tu nu simți, tu nu simți că iubești, tu nu simți că ierți și că ai iertat, e ceva doar la nivel mental foarte superficial. Nu se produc schimbări, da? Acel medic psihiatru care a inventat această metodă, el a simțit. El a simțit acest te iubesc, a simțit acel te iert și a emanat în jurul lui aceste energii, aceste frecvențe. Da? Și în acest motiv, pacienții din clinica lui s-au vindecat, pentru că el s-a vindecat pe el, a emanat aceste frecvențe, da? De iubire și de iertare. Și au fost ajutați și cei din realitatea lui înconjurătoare. Au fost afectați de aceste frecvențe, da? Este necesar să simți. De asemenea, poți să spui de 1000 de ori că anulezi, decrezi, nu știu ce contracte. Dacă sufletul nu a înțeles motivația contractelor, dacă sufletul nu a accesat informații care să-l ajute în evoluția lui, astfel încât să nu mai repete, experiențele scrise în contract, să-și modifice frecvențele, percepțiile și el, da, programele, să conștientizeze care au fost programele false, da? False impuse, care au fost programele pe care el însuși le-a cerut, da? Pentru a putea experimenta și înțelege anumite lucruri. Nu e chiar așa, da? Adică, dacă tratezi superficial, și rezultatele vor fi superficiale. Și nu vezi schimbare în viața ta și zici, păi de ce? Am revocat nu știu câte contracte, am nu știu... Nu! Să încerci să le simți, să înțelegi motivația, da? Sau doar vor fi doar foarte mici schimbări. De aceea este necesar sufletul împreună cu partea conștientă, da? Deci partea inconștientă cu partea conștientă să înțeleagă motivația contractelor, motivația acceptării interferențelor, pe ce energii vin aceste entități, pe ce energii creăm spațiu acestor entități să ne interfereze și să ne manipuleze mintea, sufletul, comportamentul, emoțiile. Deci noi venim în această viață, sau cum să explic mai bine, știți cât la sută marea majoritate a populației sunt ei însuși? 5%. 95% sunt programele preluate de la părinți, rude, societate, religie, da? 5%! Iar noi acum lucrăm
pentru activarea restului de potențial de 95%, da? Cine suntem noi cu adevărat, nu cine ni s-a zis că suntem. Acel procent de 5% să crească până ajunge la 100%, da? Să eliminăm tot ceea ce nu suntem, tot ceea ce ni s-a impus, tot ceea ce ni s-a spus că suntem. Și ești prezent în realitatea ta, te observi, da? Anumite comportamente. Și măi, eu sunt asta sau am preluat de la mama, de la tata, de fapt? Programe, am preluat programele lor și eu le perpetuez în continuare. Și în momentul în care conștientizezi, mă, nu sunt eu asta, am preluat-o. Am preluat de la mama, de la bunică, de la ce a zis profesoara, ce a zis educatoara, ce a zis preotul. Dar eu cine sunt de fapt? Cu adevărat, esența mea, care este? Da? Ne redescoperim, aducem la lumină esența noastră în acest plan fizic, 3D. Aici este marea provocare. Da, Nuții, păi așa este necesar să ajungem, da? Pentru că atât timp cât suntem încă încarnați în această realitate și sub influența acestor frecvențe, vor fi provocări. Important este să ne observăm, mai reacționăm la ele? Cum reacționam odată? Reacționăm pe pilotul automat, inconștient. Mă mai afectează emoțional, mental, fizic. Da, cam atât deocamdată. Vă pup. O zi minunată și să trimitem sfere informaționale, da, inconștientului colectiv, pentru că este foarte mare nevoie. Simt așa în atmosferă, adică în planurile, în planul astral, o cumulare, da, de energii foarte, foarte dense, foarte dense, al acestor suferințe, ale majorității sufletelor care încă trăiesc în stare de inconștiență și suferință și ignoranță și le resimțim, cei care suntem deschiși, le resimțim, se resimt. Și este nevoie să acționăm puțin. Pa! Îi mai vedem!